salut, eu sunt Sherry și fraților, știți că vloguri mele sunt mega, mega amuzante. Încerc întotdeauna să vă aduc un zâmbet pe buze și să fac vloguri care să vă ia așa de la grijile voastre cotidiene. Așa că astăzi, în vlogul de astăzi, super amuzant, vă explic cum era să mor. Bun, n-am pățit nimic, nu mă înțelegeți greșit, nu s-a întâmplat nimic cu mine, însă putea să se întâmple. Chiar acolo în spatele nostru este cartierul în care eu locuiesc în prezent, sau în care locuiam, mai bine zis, până astăzi. Probabil că ați mai văzut părți din povestea asta și la mine pe story-uri, însă pentru cei care nu cunosc, asta e povestea completă. Ideea e că mie chiar îmi plăcea cartierul în care locuiam, unul din motive fiind zona. Aveam foarte multe chestii care mă interesau pe mine, foarte aproape de unde stăteam. Aveam benzinărie, aveam sară, aveam cafenea, aveam reprezentanță Mercedes. Pentru când îți mai bușești mașina sau mai iei o piatră în parbriz sau ceva, aveam aproape și reprezentanța. Aveam tot ce aveam eu nevoie chiar acolo. De asemenea, la sala chiar de lângă cartier, m-am împrietenit foarte bine cu Cristi, antrenorul meu, și chiar îmi pare rău că trebuie să mă mut și nu o să mai lucrăm împreună. Deci aveam toate motivele să rămân aici. Adică, după cum vedeți, chiar aveam toate facilitățile aici. Dar e un singur lucru pe care mi l-aș fi dorit să l-am și nu l-am avut. După cum vedeți, cartierul în care locuiesc arată foarte, foarte bine, chiar nimic de reproșat, mai puțin lipsa camerelor de supraveghere. Camerele de supraveghere din acest complex, care de altfel este foarte frumos, lipsesc cu desăvârșire. Atât aici, la supra-teran, cât și la parcarea subterană. După cum puteți vedea, în acest superb cartier în care mă bucur și de niște fani, nu sunt totuși camere de supraveghere, chiar nu sunt. După cum vedeți, accesul în acest complex este securizat cu bariere. Dacă ești cu mașina, va trebui să suni la barieră și doar dacă ai numărul în baza de date, bariera se va deschide. Cu toate astea, dacă cineva care nu locuiește în cartier vrea să intre, este suficient să-și rase mașina la intrare și, după cum bine știm, mersul pe jos face piciorul frumos, poate intra foarte, foarte lejer pe aici. Prin asta încerc să spun că putea intra oricine, deci putea să fie ori un vecin de-al meu, oricineva complet străin, pentru că tot ce te faci e să lași mașina și hop, ești în cartier. Hei! Asta este parcarea subterană a complexului în care stau. Aici s-au întâmplat toate ciorderile nesimțite care m-au făcut să mă mut și o să începem cu prima, dragi prieteni, furtul acestor plăcuțe de înmatriculare de pe față. În această parcare subterană, la fel ca la supra-teran, lipsește orice fel de cameră de supraveghere, așa că oricine poate veni, hop, și să ia numărul. Idioții există printre noi, dragi prieteni, la tot pasul. Acum ne punem întrebarea logică și firească. De ce ar vrea cineva să fure un număr de înmatriculare? Adică dintre toate lucrurile care se pot fura în parcarea asta subterană, numărul de înmatriculare era cel mai important lucru? Nu, evident că nu. Furtul ăsta de număr de înmatriculare care mi s-a întâmplat mie nu a fost pentru că numărul ăla ar fi avut vreo valoare financiară. Dimpotrivă, n-are nicio valoare. N-ai ce să faci cu numărul al cuiva. Probabil că cel care a făcut-o și-a pus pe perete numărul meu mare acolo cu mândrie, știi? Adică, bă, nu oricum, i-am furat numărul rușei. Momentul în care mi s-a furat numărul a fost foarte ciudat pentru mine, pentru că două zile a trebuit să merg fără număr la mașină, neavând posibilitatea să-mi iau altul de la DRPCIV. Am vrut atunci să pun o cameră de supraveghere în parcare, însă mi-am dat rapid seama că să pui o cameră de supraveghere nu e atât de simplu cum pare. Ai mai multe probleme. În primul rând trebuie să pui o plăcuță în care să avertizezi pe toți cei care intră în această parcare că este zonă supravegheată video. În al doilea rând trebuie să ai o sursă de curent pentru acea cameră și nu în ultimul rând o sursă de semnal ca acea cameră să poată transmite. Din păcate, în parcarea noastră nu există Wi-Fi, nu există semnal 3G. De asemenea, cu sursa de curent e o altă problemă, pentru că nu poți pur și simplu să bagi această cameră într-o priză folosită la comun. Trebuie să plătești curentul pe care îl folosești și să folosești un contor separat ca să contorizeze cât curent consumă acea cameră. Din aceste motive am renunțat la ideea de a pune o cameră de supraveghere aici în parcare și m-am gândit că ciordeara se va opri. M-am gândit, ok, a venit cineva, a furat un număr de înmatriculare, probabil că a fost un copil care a făcut-o la mișto, m-am gândit eu, și cu siguranță nu o să continue. Ce bine pare, deci furtul plăcuțelor de matriculare s-a întâmplat pe data de 20 iunie. A trecut o lună. Au trecut aproape 2 luni, nu s-a mai întâmplat nimic. Până când într-o zi pe 10 august aveam o filmare. Și cum conducea Eddie spre filmare, zice, bă, Sherry, se simte o vibrație ciudată în volan. Zic, bă, nu știu, hai să mergem, vedem noi după aia ce o fi, că avem filmare, ne grăbim. Filmam chiar vlogul ăla în care încercam să supraviețuim cu 0 lei. La un moment dat Eddie zice, bă, se simte din ce în ce mai tare vibrația asta în volan, adică chiar cred că e ceva periculos, și am început și eu să simt vibrația efectiv în mașină. Zic, bă, hai să oprim repede la o vulcanizare, chiar dacă întârziem la următoarea locație de filmat, clar se întâmplă ceva la o roată, ceva grav, hai să vedem despre ce e vorba. Ajungem la vulcanizare la Autosov Băneasa, la prietenii mei acolo, și mă duc așa timid la băieți să vorbesc cu ei, că nu știam care e problema. Zic, dom'le, nu știu care e faza, dacă puteți să vă uitați la roți, în special la roata stânga față, că e așa o vibrație, dar nu știm de la ce e. Se uită băiatul de la Autosov, nu mai mult de o secundă la roată, se uită așa și mă întreabă, păi prezoanere? Și zic eu, ce prezoane? Păi nu vezi că n-ai prezoanere de la roată? Ei bine, fraților, din aceste 5 prezoane pe care roata mea are în mod normal, mai erau prezente în data de 10 august pe această mașină doar două, și acelea erau și slăbite. Celelalte lipseau cu desăvârșire. Cineva îmi furase 3 prezoane din cele 5 de pe roata stânga față. Lucru extrem de grav.
Acum n-am de unde să visez care au fost intențiile omului care mi-a luat aceste prezoane. Nu știu dacă intenția lui a fost să ia roata cu totul și a rămas doar cu două prezoane și n-a mai putut să desfacă din cauza presiunii, sau dacă intenția lui a fost să-mi facă rău, una din două. Poate să ziceți că sunt paranoic acum și că nimeni n-ar fi în stare să facă ceva atât de rău. Bă, așa mă gândeam și eu, că nimeni n-ar fi atât de tâmpit încât să facă ceva de genul ăsta. Eu cred că persoana care mi-a luat prezoanele e aceeași care mi-a luat și numerele de înmatriculare, pentru că prea de tot, adică mi-e greu a crede că au fost două persoane diferite. Cel mai probabil a fost aceeași persoană. Ce intenție a avut persoana asta, n-am de unde să știu, însă mie mi s-a părut foarte, foarte grav că am fost pus în situația aia. Poate eu în ziua aia aș fi mers undeva cu viteză mare, gen pe autostradă sau undeva unde mergi cu peste 100-120 de km la oră. Gândiți-vă ce înseamnă la 130 de km la oră să ți se desprindă roata în timp ce mergi, efectiv să plece roata. Fiind și roata de pe față afectează foarte grav și direcția și poți să mori foarte ușor, efectiv, dacă ți se desprinde roata în mers. De asemenea, și alți participanți la trafic poate fi într-un risc foarte mare în momentul în care o roată se dezlipește pe autostradă. Din fericire, n-a fost cazul nostru, nu s-a întâmplat treaba asta. Ne-am dat seama la timp de problemă și am pus prezoanele la loc. Și a fost momentul în care eu am zis: "Bă, trebuie să mă mut cât mai repede din acest cartier." Adică, băi nene, nu știu care ești, ăsta care mi-a făcut chestia asta. Probabil că te uiți la videoclipul ăsta. O să zicem Hoțescu, da? Deci, băi Hoțescule, nu știu cine ești, n-am de unde să visez. Însă vreau să spun că ai câștigat oficial, aplauzele mele către tine. Dacă scopul tău a fost că eu să mă mut din acest cartier, mă mut din acest cartier. Nu cred în ideea de a da banca să montez o cameră de supraveghere, nu pentru că m-aș zgârci la banii respectivi, ci pentru că dacă cineva își pune o cagură pe față sau își trage gruga sau acoperă camera sau o scoate din priză, camera este fix degeaba. Nu am crezut nici în ideea de a face plângere la poliție, însă am zis totuși să fac o plângere la poliție. Avocatul m-a sfătuit, fă o plângere la poliție, așa am și făcut. Și bă, sincer, la poliție chiar a fost o surpriză plăcută, pentru că mă așteptam ca oamenii să nu fie interesați de un caz de genul ăsta. Adică mă așteptam să fie: "Domne, era să ne împace, că avem cazuri mai serioase decât niște prezoane furate." Însă domnii polițiști la care eu am făcut plângerea și care au venit și aici în cartier să se uite, să facă poze, au fost niște oameni super, super de treabă și super implicați. Le mulțumesc tare mult, însă putea să fie și FBI, putea să fie și CIA, putea să fie oricine, atâta timp cât în cartierul ăsta nu sunt camere de supraveghere nicăieri. Oricât de implicați și oricât de dedicați ar fi polițiștii să rezolve cazul, nu au cum să prindă persoana. Așa că nu mă aștept să se rezolve nimic cu plângerea la poliție, din nou, nu pentru că polițiștii nu ar fi în stare, ci pentru că efectiv nu au de unde să știe, adică poate să fie cei mai buni polițiști din lume, dacă n-ai camere de supraveghere, n-ai de unde să-l prinzi pe hoț. Încă ceva, am uitat să vă menționez. A doua zi, fix a doua zi după ce a fost furtul de prezoane, Zmără s-a trezit cu un ștergător rupt și cu celălalt ridicat așa la mașina ei. Și punând la oaltă toate faptele astea, furtul plăcuțelor, ruperea ștergătoarelor, furtul prezoanelor, nu pot decât să constat că e cineva care are ceva personal cu mine, ceea ce, bă, mi se pare foarte, foarte grav. Ok, ai un hate pe mine, nu-ți place de mine, nu-ți place fața mea, nu-ți plac videoclipurile mele, nu-ți place ceea ce fac, bă, dar s-a ajuns să faci genul ăsta de lucruri care chiar să poată să pună viața omului în pericol, bă, mi se pare complet deplasat. Dar înainte de a trece mai departe, fraților, nu vă țin foarte, foarte mult, să trebuie să vă anunț de ce concurs fac, pentru că doar ce l-am luat pe nebunul ăsta, fraților, plasticul ăsta care îmi permite să stau din nou la volan și sunt atât de disperat să conduc, încât fiți atenți ce vreau să fac. Știți deja că pe 19 septembrie avem cel mai mare concert Five Gang, știți deja că biletele le găsiți aici, ceea ce încă poate nu știți este că automat dacă aveți bilete vă înscrieți în următorul concurs. O să aleg o persoană dintre posesorii de bilet și o să o iau personal cu mașina de acasă, o să o dau o tură cu CRS-ul, o duc eu personal pe persoana respectivă la concert, stă în spate, face poze cu noi și după concert la final o duc și acasă tot cu CRS-ul. Și așa cum spuneam, biletele la cel mai mare concert Five Gang le găsiți aici și dacă aveți, vă înscrieți automat în concurs. Să ne întoarcem la video. Bă, mie îmi place foarte, foarte mult apartamentul ăsta și îmi pare foarte rău că trebuie să mă mut din el, pentru că nu era nimic wow, însă aveam tot ce-mi trebuia la un preț foarte ok. Plăteam aici chirie 850 de euro pe lună. Luând în calcul zona, luând în calcul aspectul și mobilierul, mi se pare chiar un preț ok. Ăsta e un apartament din zona Pipera, foarte ok calitate preț, mi-a plăcut foarte mult, mă reprezintă așa stilul și așa mai departe. Îmi pare rău că trebuie să plec de aici, însă nu sunt chiar atât de trist, pentru că locul în care mă mut e mult mai frumos de atât. Hai să vii arăt. Iar ăsta e apartamentul în care urmează să ne mutăm. Haideți să vă fac un mic tur. Ideea e că doar ce s-a eliberat și mai trebuie schimbat mobilier, pe aici trebuie înlocuite anumite lucruri pentru că aici a locuit altcineva înainte. Însă, ca să vă prezint, acesta este living-ul, aceasta este canapeaua, aici o să punem televizorul, aici e masa unde vom mânca, acolo vom pune cel mai probabil biroul. O să mutăm chestia asta și o să punem biroul. Asta e bucătăria. În bucătărie îmi place super, super, super mult. Șmecheria asta, nu știu cum îi spune la chestia asta. Tu știi cum îi zice asta? Nu, n-am bine cum îi spune, dar mi se pare foarte tare ca să ții pahare, să ții tot felul de chestii aici. Aceasta este bucătăria, avem o grămadă de chestii pe aici. Îmi place mult barul ăsta. Ai și partea asta pe care poți să stai cu laptopul, dar ai și partea asta unde poți să ai mâncare și anumite chestii. Îmi place că e separat de gen. E un apartament de 3 camere. Ăsta este dormitorul nematrimonial, este practic dormitorul secundar. Aici, evident, toate astea o să fie date jos și mai departe, o să fie refăcut tot pe aici. Asta este baia pentru dormitorul secundar.
Ăsta este dormitorul matrimonial. Din nou, fruturașii ăștia o să fie foarte rapid dat jos de pe aici. Ăsta este view-ul din dormitorul matrimonial. E mai spațios decât unde stăteam acum, bine, și prețul e mult mai mare. Ce să vă mai arăt eu? Aici avem un mic spațiu de depozitare care este binevenit. Piesa de rezistență, dragi prieteni, din apartamentul ăsta trebuie neapărat să fie balcon. Pentru că odată e foarte spațios și view-ul este și el pe măsură. Nu cred că ne auzim foarte bine pentru că e fixora care se tunde iarba. Însă ăsta este balconul pe care l-avem aici. Foarte multă verdeață, suntem înconjurați de pădure. Acolo avem pădurea Băneasa. Complexul ăsta se numește Stejarii, este pe strada Jandarmeriei, fix lângă Mor Băneasa. Deci aici, fix în pădurea Băneasa, înconjurat de pădure. Pe lângă tot complexul ăsta este și un club sportiv care este super, super huge. Are tot felul de chestii, piscină olimpică, o grămadă de chestii pe care probabil realist vorbind nu știu cât o să le folosesc. Însă e foarte bine că are și e întotdeauna apreciat. Da, deci așa un pac și pe Zmără, pentru că nu e nici foarte departe de București și este și în natură, cum îi place ei, adică aer curat, nu e poluat, e foarte drăguț. Abia aștept să fie gata, să fie înlocuit tot ce trebuie înlocuit pe aici și o să vă arăt desigur și varianta finală după ce venim și ne punem noi toate chestiile cum o să le facem, însă voiam să știți exact cum o să arate unde mă mut. Și asta a fost și vlogul nostru cu mutarea, fraților. Sper că vă place noul meu apartament în care stau la 2000 de euro chiria. N-aveți ce să ziceți altceva, că vă sparg, adică dacă dau pe ierte să vă placă. Deci gândiți-vă că m-am mutat de la 850 de euro chiria la 2000 de euro. E ceva de plătit, însă cel mai important în cartierul în care mă mut este că e foarte serios din punct de vedere al securității, ceva ce nu puteam spune despre predecesorul său. Deci măcar aici unde m-am mutat acum știu că pot să vă spun și strada pe care stau și numărul, să vă spun și apartamentul și nu se întâmplă nimic, pentru că bă, n-aveți cum să intrați. Adică securitatea este mega, mega tight, nu intră nimeni și asta e foarte, foarte bine. Nu uitați, fraților, că pe 19 septembrie avem cel mai mare concert 5 Gen care va fi făcut vreodată și de asemenea anunț ceva în premieră, este posibil să fie și ultimul concert 5 Gen, așa că luați-vă bilete de pe bilete.5gen.ro. Mai sunt foarte, foarte puține, așa că intrați acum să vă luați și ca întotdeauna, fraților, dar deoarece acest vlog este aproape filmat, v-aș vrea să dați un mare butonul de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă ajută tare, tare mult dacă încă n-ați făcut-o, să vă abonați, eu m-am dus, pa!